fost numai vorba aici și mai rău nu s-a luat. Cine sunt din ei pe lună? Astăzi am luat parte la un eveniment care a avut loc în incinta primăriei legat de depărtările care au avut loc pe data de 5-6 iulie în, acum cu 70 de ani urmă, în anul 1949. Și vreau să zic că a fost un eveniment care ne strânge pe toți pentru a aminti prin ceea ce au trecut strămoșii noștri și toate neamurile noastre și invit pe toți tinerii, pe toți adolescenții să se informeze cu cât mai mult despre aceste evenimente și să facă parte din aceste adunări și întâlniri. Sunt foarte mulțumită și vreau să le aduc niște cuvinte de mulțumire tuturor persoanelor care au organizat acest eveniment. Toate aceste informații pe care le-am aflat, chiar și despre deportări, chiar și despre foamea organizată, le-am aflat în cadrul lecțiilor de istorie de la dirigenta mea, totodată și profesoară de istorie, Stevela Parascovea. Dumnezeu ne-a pus în față niște informații foarte important, pe care nu poți să o afli de peste tot. Sunt niște evenimente foarte tragice și Dumnezeu ne-a arătat toată importanța acestor evenimente și faptul că este foarte bine ca noi să cunoaștem tot ce s-a întâmplat. Am lansat un film, se numește Sibere Noase. O parte acest film este realizat aici la Strășeni. Elena Curichero Matamanu, născută la Negrești, deportată fiind de 9 ani. Cred că a fost o întâlnire cu deportații, pentru că astăzi, la cei 70 de ani de la al doilea val mare de deportări, Strășeniu, știind foarte bine că de aici au fost deportați un număr foarte mare de familii, de gospodari, de oameni integri, cred că e binevenit acest eveniment și mă bucur foarte mult că primăria orașului Strășeni, împreună cu toți cei care au susținut această organizare, au făcut un lucru enorm, un lucru de suflet, un eveniment frumos în care toți cei participanți s-au simțit bine și au avut un moment de amintire dureroasă, dacă vreți, dar care era inevitabil, trebuia organizată. Noi, în cadrul acestor proiecte, proiectăm filme, prezentăm filme realizate de noi, de OVH Studio, filme cu tematica deportărilor. Deci atât prezentăm secvențe din filmele Jurnal de Bord, din Expedițiile Memoriei, din cele 5 expediții care am realizat împreună cu Octavian Țicu și toți membrii expediției, dintre care 2 au fost în Kazahstan și 3 în Siberia. Și vreau să zic că aceste filme sunt destul de interesante atât pentru cei deportați cât și oamenii care vor să afle despre această pată neagră din istoria Republicii noastre. Cu mare drag venim de fiecare dată aici. O discuție publică pe care IREX Europe a mai organizat-o și în alte localități, dar în general discuțiile publice sunt o practică a noastră, pentru că încercăm să luăm legătura cu oamenii, să vedem care este reacția lor atunci când văd niște reportaje la teme sensibile și de a afla adevărul din prima sursă sau din sursa primară, deci noi acest scop ne l-am atins. 6 iulie 2019 se împlinesc 70 de ani de la cel de-al doilea val al deportărilor, un eveniment în scopul sensibilizării, conștientizării, un eveniment care a adunat mai multe generații. În primul rând, generația care a avut de suferit, această memorie este cea mai mare avuție care este transmisă în continuare tinerii generații. Astăzi, tinerii trebuie să cunoască, de fapt, toate aceste greutăți prin care toate aceste probleme, toate aceste trăiri ale generației de atunci, care au avut de suferit în urma deportărilor. Este o lecție, de fapt, spuneam eu, o lecție de demnitate, o lecție de dragoste de țară, de dragoste de limbă. Este un bun exemplu pentru generația de astăzi și de mâine. Toate aceste momente trebuie să le întipărim prin diferite evenimente, cum a fost astăzi în incinta primăriei, prin filme, prin carte. Acestea sunt momentele pe care noi nu trebuie să le uităm. Un popor care nu-și cunoaște istoria, acest popor nu are viitor și noi suntem cei care trebuie să ne consolidăm, să ne unim eforturile pentru a păstra vie această istorie, aceste amintiri. Ceream ca să lucrez în arhivă, mi se interzicea, că zicea că sunt prea tânăr, dar de aceste dosare nici nu era vorba de deportări.
Și când a venit, când s-a întors de acum din Siberia, n-a putut până la bătrânețe, până la pensie aproape, când a putut să fie angajat în lucru, din considerentul, numai că era considerat dușmana poporului. De la Strășeni, primul val de deportări, în 1941, au fost deportații 132 de familii. Și în total, din Strășeni, în anul, în seara de 5-6 iulie, au fost deportați peste 50 de familii. În vârste de 12 ani, ca să vă spun de drept, a rămas fără tată. A fost arestat pe data de 4 mai 1941. Și nu l-am mai văzut. În mers de noapte, ora 2, 6 iulie 49, de un ofițer și 3 soldați, de ruși, de aia, ocupanți, cu automat de danoți și cu un mancut de sat. Cu furța în casă au intrat și loc ne-au arestat. Cu automatul i-au împins. Și la gara am fost duși de criminali ei de ruși. În afară de mici au fost băgați și spre Siberia mânați. Zi și noapte tot mânat trenul celor peste noapte.